Un bărbat a murit din cauza unei boli carnivore pe care a contactat-o după ce și-a fugărit câinele într-un iaz. El a avut o rană la braț pe care a încercat să o trateze singur acasă. Bărbatul a încercat să se trateze singur, însă în cele din urmă a ajuns la spital, unde a murit 2 zile mai târziu. Acesta era logodit și urma să se căsătorească. Boala carnivoră l-a ucis după câteva săptămâni de chin. El avea o mică tăietură pe brațul drept, care s-a infectat după ce a intrat într-un iaz cu apă murdară după câinele său. Mama sa a declarat că bărbatul a fost diagnosticat cu fasciită necrozantă, o boală cruntă care se răspândește rapid în organism și poate provoca moartea. Infecția cu această bacterie mortală devorează țesuturile moi ale corpului, simptomele incluzând leziuni de culoare roșie sau violet, umflături dureroase, febră, senzație de oboseală și vărsături. Una din 3 persoane diagnosticate cu această infecție moare, avertizează centrele pentru controlul și prevenirea bolilor. În cazul în care apar astfel de simptome, este indicat să mergeți imediat la medic, mai ales dacă înainte ați fost accidentat. Chiar dacă bolile minore pot provoca simptome ca acestea, oamenii nu ar trebui să amâne îngrijirile medicale. Mama bărbatului a declarat despre fiul ei că nu mergea des la medic. Fiul meu a dezvoltat aceste bășici foarte urâte și a spus că a simțit când brațul lui supura, că era acid care îi cobora pe braț, a declarat mama acestuia. Bărbatul a încercat să trateze singur infecția cu crema antibiotică, dar în cele din urmă acesta a cedat și a mers la spital. A fost însă prea târziu pentru că bărbatul a murit la 2 zile după ce s-a internat. Bacteria rară carnivoră se găsește de obicei în apele calde și puțin adânci și ucide 1 din 5 persoane infectate. Ea se răspândește rapid pe coasta de est a SUA și se infiltrează pe plaje, relatează știrile ProTV.ro.